Ciao. Ciao. Suntem la fel de tăcuți ca și comisia. Așteptăm un răspuns de vreo 6 luni, așa. Valentin. Toți cu vorbim, că nu stăm la radio, să știi. Cameră. Dacă n-ai priceput despre ce e vorba în propoziție. Mă duc. Hai mă zâmbit că-i de bine, nu-i de rău. Decât așa. Da, nu? Opa, e bol. La birou sau la lucru? Da, da, angajații radioului Reșițean, o parte dintre ei și o parte din foștii angajați ai Radio Reșița, am hotărât să facem un protest așa tăcut, dacă vreți, pentru că vorbim destul la radio. Pentru că de vreo 6 luni așa așteptăm ca acea comisie de disciplină din radio să vină să o și audieze pe doamna manager. Am sesizat anumite nereguli, am sesizat un anumit comportament depășit al doamnei manager față de angajați. A venit comisia, ne-a audiat pe noi, de 2 ori chiar. Când se audieze pe doamna manager, se pare că legea nu le permite să audieze un om bolnav. În ultimele 6 luni a fost în concediu medical, așadar audierea nu s-a putut face. A revenit la lucru 2-3 zile, a plecat din nou în concediu medical, astăzi a revenit din nou la serviciu. Așteptăm și noi să vedem când o vor audia și care sunt măsurile pe care le vor lua. Am fost hărțuiți. Am fost jigniți, amenințați cu îți pierzi locul de muncă dacă mai ai tupeu să... Da, în județul Caraș-Severin nu-ți mai găsești de lucru dacă ai tupeu să mai mă înfrunți pe mine în ședință. Când audiențele erau bune, doamna manager aplauda și se aplauda. Când audiențele erau proaste, echipa Radio Reșița era formată din țărani și din proști. Mediocri, da, iluștri mediocri, să o cităm. A se conduce un radio prin teroare și prin intimidare, nu cred că e normal. Unul la mână, doi la mână. Deviza dezbină și condu a funcționat destul. De data asta ne-am cam unit. De ce acum? Pentru că am avut un caz concret, este vorba de fosta noastră colegă Valentina Mato. Atunci ea efectiv a fost șantajată, a fost umilită, a fost exclusă din colectivitate, nu a mai fost lăsată să-și exercite obiectul muncii, deci pur și simplu a fost scoasă și cum a venit exilată și atunci a fost un semnal de alarmă și pentru noi. Dar s-au făcut tot felul de hârtii către comisie și către fostul președinte de atunci. Nu s-a întâmplat absolut nimic. De asta am luat atitudine acum. Faptul că am avut deja un caz concret, acest lucru ne-a unit și am zis că orice ar fi, mergem până la capăt, nu ne mai lăsăm călcați când în picioare. Când a fost acest caz? Acest caz? Anul trecut. Adică era un fel de exemplu, așa. Vedeți ce vi se poate da, întâmpla. Dacă veți face ca ea, cu siguranță veți păți la fel. Ne-a fost frică atunci, recunoaștem. Nu am reușit să formăm o unitate până în momentul în care am spus gata, e de ajuns, pentru că umilințele au continuat zi de zi. La fel și faptul că ne-a amenințat că ne vom pierde locul de muncă sau dacă nu ne convine, pur și simplu să plecăm... să ne găsim în altă parte. Eu personal am fost umilită zilnic, călcată în picioare. Am încercat să fac, nu știu cum aș putea să spun, decât o umilință psihică. Adică de multe ori îmi spunea, te fac la psihic până o să cedezi ca restul și o să-ți dai și tu demisia ca să pleci. Ei bine, uite, nu am cedat și nu voi ceda, voi merge până la capăt
orice ar fi împreună cu colegii. Suntem o unitate, chiar dacă doamna manager susține că suntem foarte puțini în acest moment, e bine, o să aibă o surpriză că nu suntem atât de puțini. Suntem sprijiniți de foștii colegi care, nu puțin la număr, mai exact în jur de 30 de colegi au plecat din radio din cauza doamnei manager și cu siguranță vom face și pașii următori, adică e necesar și nu ne vom opri aici, vom merge în instanță și ne vom lupta pentru adevărul nostru până la capăt. Deci, practic, vreți să pleci. Cred că în momentul în care conduci un radio și de la an la an încerci să-i umilești pe cei care te susțin totuși de la an la an, în ciuda comportamentului tău, deci chiar nu cred că o simplă părere de rău, pe care, apropo, nu am auzit-o până acum, da, rezolvă lucrurile. Să nu uităm că acest radio, da, merge de ani de zile, cu sau fără manager. Da? Dovadă că în ultimele 6 luni, la cât de mult a venit la serviciu, radio a funcționat în continuare. Ba dimpotrivă, a funcționat foarte bine. Acele audiențe din valul de vară, da, fără doamna manager la serviciu, ne-au fost favorabile. Ori să stai, să fii supravegheat, să vă mai spunem și de camerele de supraveghere? Exista un radio. Dar am aflat de-abia când a venit comisia că eram supravegheați de acasă. Nu supravegheați, de pe telefonul chiar mobil. Spionați. Adică din start, da, cineva avea impresia că noi suntem hoți. Ce să fur dintr-un radio? Ce să fur dintr-un radio? Sau de ce are... Nu erau instalate camerele de video, din câte am înțeles, cu nicio formă legală. Deci, mai ales acel soft prin care puteam fi supravegheați de acasă, lucru care în mod normal nu se face. Și sunt multe situații care, exact cum au spus și colegele mele, au dus la această saturație pe care o avem în ziua de astăzi și pe motivul pentru care suntem aici în această zi. Pentru că pur și simplu nu mai vrem să plecăm capul în fața unor amenințări sau unor situații care pur și simplu ne-au dus într-o zonă a umilinței. Ne simțeam inclusiv noi umili față de noi înșine. Când a început această situație? A fost cam mereu, dar lucrurile au luat treptat amploare pe măsură ce câștiga teren în fața noastră. Ce angajații plecau și rămâneam din ce în ce mai puțin, da? V-a spus colega mea un alt exemplu. Ultimul a fost colega care a fost exilată efectiv, trimisă într-un birou unde să-și desfășoare munca. Iar nouă ni s-a impus să nu luăm legătura cu ea. Deci este anormal. În ce lume trăim? Ok, în momentul ăsta vă simțiți umiliți, hărțuiți. Păi atâta timp cât n-a venit la serviciu și n-avem tangență cu ea, este acum, în momentul ăsta, la serviciu. Dovadă că noi suntem aici. Ce s-a întâmplat astăzi de dimineață, de exemplu? Ne-am salutat pe hol. Bună dimineața! Care e soluția? Cum vedeți soluția? Nu, așteptăm acea comisie de disciplină să-și facă treaba, da? Conform regulilor interne ale Societății Române de Radio, da? Audierea a fost celor care am făcut plângeri, urmează audierea managerului. Când? Nu știm. Atâta timp cât legea, da, nu-ți permite să audiezi un om care este în concediu medical. Vrem și noi să știm dacă acele concedii medicale au fost sau nu adevărate. Tot când angajatorul trebuie să decide asta, dacă... Programare la audiere când a fost? În luna iunie. În luna iunie. Spune-mi, ce ți s-a întâmplat? Eu m-am trezit într-o dimineață când am venit la birou, așteptat fața biroului de doamna manager. Mi s-a luat cheile de la birou și mi s-a spus că din acel moment nu mai lucrez acolo, fără să mi se dea absolut niciun motiv. Nu am avut niciodată o sancțiune, în niciun fel. La toate evaluările am fost evaluată foarte bine. Chiar nu am înțeles din ce motiv. Am rugat-o să mă lase să-mi iau cel puțin lucrurile din birou. Mi le-am luat, dar sub supravegherea dumneaei. Și am fost condusă cu toate lucrurile în brațe până în magazie, într-un birou transformat în magazie, unde am primit, cred că 2 pixuri și o riglă. Timp de o lună de zile n-am putut să-mi desfășor activitatea pentru că nu aveam cum. Eu am făcut sesizare prima dată dumneaei, n-am primit niciun răspuns, apoi am făcut sesizare la București, n-am primit niciun răspuns.
Și atunci mi-am asumat dreptul să-mi depun demisia la zi și eu anul trecut, în septembrie, am demisionat. O acțiune în instanță veți face? Nu. Dar sunt solidară cu colegii mei și sunt alături de ei. Pe fișa postului era secretar de redacție, dar de fapt eram secretarea dumneaei. Pentru mine a fost ceva mai pentru mine a fost ceva mai simplu. Am luat taurul de coarne acum 3 ani și jumătate și mi-am dat demisia. A deranjat-o pe doamna manager după ce îmi pusesem personal mari speranțe în revigorarea radioului Reșițean. Am înțeles de fapt că nu e decât o trambulină pentru propria persoană. E genul de călugăriță care devorează tot doar pentru interesul ei. Să menționez că imediat după ce a ajuns manager, 2 luni de zile cel mult, au plecat 30 de colaboratori, a dat afară, și în total, dacă țin eu bine minte, sunt vreo 28 de salariați, foști salariați al radioului Reșițean, care au plecat, 99% din cauza domniei sale. E trist pentru că aici mi-am lăsat sănătatea și 18 ani din viață. 18 ani în care s-a muncit cu pasiune și vă spun cu mâna pe inimă, toți din cei care lucrează sau au lucrat în radio, n-au făcut-o pentru bani, n-au făcut-o cu jetonul în mână, au făcut-o pentru că iubesc această meserie, iar această meserie le dă totul. Și când primești totul de la meserie, să vină un manager care, exact ca un copil răsfățat, a început să demonteze tot radioul să vadă de ce merge, e trist pentru că nu-ți vezi munca dusă până la capăt cu finalitate. Radio Reșița a fost dat exemplu de multe ori la nivelul societății române de radiodifuziune ca fiind unul dintre elementele pozitive. Cu oameni puțini, fără probleme interne, a reușit să se impună pe piața audio din zona de vest a țării, reușind să surclaseze alte posturi de radio, mai vechi, mai bine dotate. Totul s-a făcut cu muncă și cu pasiune și când vezi că toate astea sunt călcate în picioare, te doare. Îmi pare rău, dar doare. Ziceți. Ai schimbat? Nu uita! Asta nu uita, laua ta! Dacă aveți voi o întrebare sau dacă nu încep eu cu începutul. Ce se întâmplă? Se întâmplă o execuție politică care a început în data de 8 aprilie, în momentul în care a fost adus fără a se consulta managerul, redactor șef, ceea ce este complet ilegal. Redactorul șef a fost, nu știu, în mod normal, în Societatea Română de Radio, managerul trebuie să solicite ocuparea unui post, dacă este cazul sau nu este cazul. În data de 8 aprilie a fost numit un redactor șef fără consultarea prealabilă a managerului. A venit redactorul șef în persoana colegului nostru Mario Balint. N-a fost nicio tragedie, dar normal era să știu. În data de 24 mai a venit la Reșița președintele Societății Române de Radio, care a făcut eu eram în concediu de odihnă, care a făcut o ședință cu redacția, fără ca mie să-mi fie permisă prezența, după care a purtat discuții individuale cu fiecare dintre angajații din editorial. Probabil că li s-au promis lucruri, pentru că în urma acestor discuții au fost adunate 9 delațiuni la adresa mea, după care, în timpul în care președintele radioului în persoana domnului Georgică Severin era la Reșița,
Președinta PSD Caraș Severin, Luminița Jivan, a venit împreună cu Mario Balint, cu Sergiu Taban, pe care l-a adus de mână la serviciu. O altă ilegalitate comisă, Sergiu Taban a fost încadrat la studioul teritorial Timișoara, pe postul de redactor, și a fost transferat apoi ulterior la Reșița. În momentul în care soliciți o încadrare pe perioadă determinată, înseamnă că tu ai nevoie pentru extinderea activității sau pentru un anumit proiect de un anumit om pe care este aproape imposibil să detașezi într-o altă parte, da? După ce a venit domnul Sergiu Taban la Reșița pe post de redactor, Luminița Jivan a spus cu subiect și predicat aici în birou că își dorește foarte mult ca Sergiu Taban să conducă acest studio de radio, pentru că revin acum și fac o paranteză de la începutul anului, de când Codrin Ștefănescu ne-a vizitat, secretarul general al PSD-ului, s-a spus că doamna de la radio nu e prea cu minte și că l-a primit pe Victor Ponta în studio și că a trimis echipă la Rareș Bogdan, la Herculane, atunci când a venit cu Orban și că ar trebui schimbată. Ei bine, acesta este începutul. De aici, cred că știți povestea că ați văzut în mediul online, că s-au întâmplat foarte multe, se aruncă asupra mea o seamă de acuze fără nici o dovadă. Toate lucrurile pe care colegii mei le afirmă despre mine, cum că i-aș fi tras de păr, da, eu pot să afirm, am tras-o pe Deana Roșca aproape în fiecare dimineață de păr cu tot dragul din lume, treceam pe lângă scaunul ei în fiecare, când ieșeam din fiecare ședință de redacție, dar niciodată n-aș fi putut să o trag de păr cu ură, cum se scrie că aș fi făcut-o. Sigur că sunt multe lucruri care, din păcate, nu pot fi probate de colegii mei. Eu cred că pe parcursul celor 7 ani, timp în care am condus radioul, ați văzut toate acțiunile noastre. Cu toții, ne știm de ani de zile, ați văzut tot ce a făcut echipa Radio Reșița, n-a apărut nimeni nici abuzat, nici stresat, nici, mă rog, mai mult sau mai puțin. Dar, din păcate, asistăm la un linșaj mediatic, o execuție politică, am proprietatea vorbelor, știu exact ce spun acum. Eu am anunțat pe parcursul celor 5 luni de când a început această execuție Comisia de Abuzuri din Camera Deputaților și din Senat, am înștiințat Comisia de Cultură din Camera Deputaților, am făcut o sesizare și la primul ministru, având în vedere lucrurile care se întâmplă la Reșița. Bineînțeles că am făcut o sesizare prealabilă și către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radio și aș putea continua cu abuzurile care se fac, în sensul în care, după trecerea moțiunii de cenzură, când domnul Georgică Severin știe că are zilele numărate în fruntea radioului, l-a încadrat pe domnul Sergiu Taban pe funcția de redactor șef adjunct, ceea ce este absolut ilegal ca o persoană angajată la Timișoara pe perioadă determinată să ocupe o funcție într-un alt studio, în condițiile în care aici sunt 11 angajați pe perioadă nedeterminată și ar fi putut ocupa această funcție. Dar vin și întreb retoric, este normal ca la un colectiv de 11 oameni să fie și redactor șef și redactor șef adjunct, în condițiile în care am funcționat ani de zile doar cu manager, fără a mai cheltui banii publici și pe salariile celor 2 funcții care nu se justifică la 10 oameni. Dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Există documente pentru tot ce am afirmat, pentru toate ilegalitățile care se duc așa în continuare ca un bulgăre de zăpadă, iar această atitudine pe care, din păcate, o au colegii mei astăzi, despre această atitudine nu am multe de spus. Este clar că este, dacă vreți, nu știu cum să o denumesc, nu știu dacă sunt lucruri amestecate, teama faptului că nu le-a reușit ceea ce au pus la cale, pentru că să știți că nu sunt toți colegii în asentimentul celor care astăzi spun lucruri. Am înțeles că foarte mulți au fost amenințați, că dacă nu scriu și nu spun, își vor pierde locul de muncă. Să nu uităm că la Radio Reșița există familii angajate, lucrează soție, ceea ce este destul de complicat. Știm cu toții că e greu să-ți mai găsești de lucru. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.
Eu aștept soluția legală. Astăzi este un consiliu de administrație la București și aștept ca conducerea Societății Române de Radiodifuziune să decidă ce e de făcut în continuare. Consider că managerial eu mi-am îndeplinit absolut toate atribuțiile. Radio Reșița a fost lider de audiență până nu demult în regiunea Banat. Toate acțiunile noastre, și oner și ofer, au fost de succes, ne-au dus unde suntem, sau mă rog, unde am fost astăzi. Din păcate nu m-a evaluat nimeni managerial, nu m-a întrebat nimeni ce s-a întâmplat sau ce nu s-a întâmplat la radio. Este o chestie discutabilă. Suntem într-un proces în care conducerea radioului va decide ce se va întâmpla pe viitor. Ai spus la un moment dat că li s-au promis lucruri. Ce? De exemplu, Valentina Adam, începând de luni, este făcută producător cu mărire de salariu. E un exemplu. E o decizie care, un ordin pe ultima sută de metri, dat vineri, cum de luni. Nu se poate să fii făcut producător când tu ești cititor de știri. Important este majorarea de salariu. S-a promis, s-a primit. Faci lucruri, primești. Jos sunt aproape 20 de persoane. Cât sunt în total, chiar în radio? Erau 28 de angajați. Ce părere aveți despre ceea ce spun ei? Mint? Pentru că sunt foarte multe acuze pe care vi le aduc. Vă rog. Că v-ați urât cu ei, că vorbiți urât, că ei... S-au plecat foarte mult în tot acest timp. Exact. Sunt și oameni care am înțeles că au lucrat în radio și au plecat. Acum, de câte ori vine cineva sau se schimbă conducerea, se întâmplă lucruri. Am să vă... două secunde. Îmi scrie lucrurile acestea? Nu, vă întreb. Credeți că le-am cerut eu? Au fost forțați? Au fost obligați să le scrie? Și mai am. Vă mai pot arăta lucruri. Cu dragoste echipa. Cum, Dumnezeu, credeți că mi-am schimbat comportamentul într-o noapte, m-am culcat bine, am primit o lovitură în cap? Adică cineva poate fi obligat să scrie așa ceva? Întreb. Și am, dacă vreți, vă trimit o seamă de mesaje de la toți oamenii aceștia care astăzi sunt în față și susțin că m-am purtat urât cu ei. Eu dovedesc. Și fotografiile pe care le aveți, puteți să intrați pe Facebook-ul radioului, pe Facebook-ul nostru și veți putea vedea dacă vreunul dintre colegii mei care acum susțin ceva are o față de om trist. Nu, dar întreb, retoric, a putut cineva fi forțat să scrie așa ceva? Credeți că a primit vreo amenințare? Toate astea sunt lucruri de la echipă. Sunt semnate, echipă, cu dragoste, echipa. Din păcate, știți ce mă doare pe mine cel mai tare? Că asistăm la decredibilizarea instituției, că îmi pare sincer rău. Eu până astăzi nu am făcut absolut nicio declarație. Am așteptat ca lucrurile să se calmeze, pentru că așa mi se părea normal, să avem o discuție noi între noi. N-am știut nici că ies afară. N-am știut că sunt afară. Nu era normal înainte de a ieși să vină să purtăm o discuție, să vedem ce vom face? Asistăm la un teatru jalnic. Spre deosebire de ei, eu am curajul să spun lucrurilor pe nume și să dovedesc tot ce am făcut pentru ei. Aș întreba ceva. Atâta vreme cât un jurnalist vrea să reprezinte un interes public, a spune eu acum, cine îl mai crede în condițiile astea? Cornelia Dunăreanu, este o întrebare absolut corectă și pertinentă și eu îmi pun exact această întrebare de azi dimineață de când am venit la serviciu, mă întreb oare cum vom ieși noi pe post și după ce ne bălăcărim, ieșim să fim formatori de opinie și să vrem să credem în continuare că suntem o instituție serioasă și credibilă. Ați refuzat să participați la audieri, la audierile comisiei trimise de la Nu, nu am refuzat. Deci nu am niciun motiv să refuz. Că au fost 5 încercări de a vă audia. Păi au fost 5 încercări de a mă audia, însă în egală măsură au fost 5 internări de urgență ale mele cu tahicardie la spital. Adică eu sunt hărțuită și asta se întâmplă frecvent. Dar era și în interesul de noastră. Eu știu să purtați o discuție cu cei de la București, să lămuriți situația. Eu am purtat discuții cu colegii mei care fac parte din Comisia de Disciplină. Ei știu situația. Ce se întâmplă acum e un lucru
absolut de noaptea minții, adică și comisia, să știți că unei comisii de cercetare disciplinară este greu să cerceteze dacă eu am făcut-o pe o doamnă grasă sau n-am făcut-o grasă. E de grădiniță. Să știți că suntem cu toții puși într-o situație greu de ieșit. Încă o dată subliniez. Nu, lucrurile au fost absolut în regulă și s-au derulat într-o... Nici nu știu ce înseamnă normal. Am fost o echipă. Din momentul 8 aprilie, de când s-a decis că trebuie înlocuită în stilul clasic al PSD-ului, se întâmplă ce se întâmplă. Nici unul dintre colegii mei care acum susțin că m-am purtat urât cu ei nu a venit să poarte o discuție cu mine. Adică e interesant. Să știți că am avut schimburi de opinii și păreri cu foarte mulți dintre colegi care acum nu sunt afară și nu susțin aceste lucruri. Din păcate, ține doar de... Până la acea dată, 8 aprilie, am mai fost tu? Niciodată. Absolut niciodată. Nici o hârtie, nici o adresă, nici o sesizare la adresa mea. La toate evaluările mele am luat foarte bine de 7 ani. Adică, acum cred că și opinia publică și dumneavoastră, în calitate de jurnaliști cu state vechi, puteți să trageți o concluzie. Cum Dumnezeu, nimeni n-a făcut o sesizare cu privire la comportamentul pe care eu l-aș fi avut față de o persoană din cadrul acestui studio. Există totuși un caz, am înțeles, a unei colegi de dumneavoastră, Valentina... Este subiectiv. Cazul acesta nu este deloc așa cum v-a fost prezentat. Ce se întâmplă? Valentina Matu a fost secretară, a solicitat o majorare de salariu, pe care eu nu am acceptat-o, nu mi s-a părut normal să majorez salariul secretarei în condiție în care nu puteam să majorez salariul oamenilor. Secretarei sau secretarului de redacție? Era încadrată secretar de redacție, dar îndeplinea și funcția de secretar, dacă doriți. Doamna aceasta a făcut o hârtie pe care într-o zi de luni mi-a pus-o în mapă, n-am vrut să o semnez. Au ieșit un pic cu flăcări, că de ce nu sunt de acord, șeful meu ierarhic de la București, secretarul general al studioului, pentru că eu trebuia să argumentez de ce cer mărire de salariu. Am zis că n-am, eu nu am niciun motiv să cer, pentru că doamna nu îndeplinește funcții suplimentare. A trimis o hârtie că nu se aprobă, de aici a început un schimb de discuții, doamna a vrut să plece, s-a mutat într-un birou în spate acum în care stă o altă colegă, Ada Botezan, exact la acel birou s-a stă. Nu, am mutat-o eu. În condițiile în care n-am mai dorit să lucreze cu mine, am mutat-o eu de aici pentru că nu mai puteam lucra împreună, în sensul în care ea nu mai dorea să-și desfășoare activitatea în condițiile date. După care dânsa a considerat de cuvință că își dă demisia. Asta a fost. Am înțeles că era o magazie totuși acolo. Mergeți să o vedeți, sunt 5 oameni. Nu era o magazie exact în poziția în care e acum, biroul era și atunci. Au fost depozitate, până într-adevăr s-au mutat 2 colegi în spate, câteva lucruri, dar nu era o magazie, a fost un birou întotdeauna. Un birou este un birou, funcțional, cu tot ce trebuie în el. Asta pentru că colegii noastre au anunțat că vor deschide acțiune și în instanță. Instanța va hotărâ. Și din punctul dumneavoastră de vedere? Eu nu am un punct de vedere cu privire la această situație pe care nu am generat-o eu. Ok. Lasă-mi ce e cu el. A creat un număr. Aia a plăsut. Da.